Bună ziua, vă salută Tatiana. În primul rând, doresc să urez tuturor un an nou fericit, plin de multe realizări, de împliniri, de multe bucurii, dar mai ales de multă sănătate. Vom începe noul an cu un nou proiect în care vom lucra această minunată căciuliță pentru nou-născuți. Deci va fi pentru copilași între 0 și 3 luni. Dumneavoastră puteți folosi culoarea dorită de dumneavoastră. Eu am făcut mai întâi această roșie. Mie îmi place modelul extrem de mult. Veți vedea că chiar dacă la prima vedere pare ceva complicat, se lucrează foarte, foarte ușor. Pentru proiectul meu, eu acum voi folosi firul Lisa Lurex și croșetul cu numărul 3 și jumătate. După cum știți, Lisa Lurex este un material mult mai moale. Dumneavoastră veți folosi un material adaptat lucrărilor pentru bebeluși. Fiind prezentat materialul, eu propun să începem să lucrăm și vom începe cu un număr de 15 ochiuri de lanț. Deci vom monta cele 15 ochiuri de lanț, 2, 3, 4 și vom continua singure. Montate cele 15 ochiuri de lanț, voi face unul în plus pentru a întoarce lucru și începând cu cel de-al doilea ochi de lanț de la croșet, voi coborâ în jos cu piciorușe scurte. Deci vom face piciorușe scurte până la sfârșitul rândului. În felul acesta. Ajunse la capătul rândului cu piciorușele scurte, noi vom lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, un ochi de lanț de separare. Luăm firul pe croșet, vom întoarce lucru și vom intra nu în primul picioruș scurt, ci în cel de-al doilea. Deci vom lăsa acest mic spațiu. Vedeți? Avem aici primul picioruș scurt, după care vom sări unul și intrăm în cel de-al doilea. Lăsăm acest mic spațiu pentru a reuși să punem un cordonaș pentru a putea lega căciulița. Și vom continua cu piciorușe duble, vom intra în corespondența fiecărui picioruș scurt și vom face câte un picioruș dublu până când vom ajunge la sfârșitul rândului. Deci lucrăm în felul acesta, cu atenție. Continuăm cu piciorușe duble. Doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru urările dumneavoastră, pentru cuvintele frumoase, pentru mesajele frumoase. Pentru mine a fost o adevărată plăcere să mă reîntorc din nou la dumneavoastră, deoarece mi-ați lipsit foarte mult. Am ajuns în corespondența ultimului picioruș scurt, exact aici unde noi am întors rândul. În corespondența acestui picioruș, deja am lucrat primul picioruș dublu, voi lucra alte două piciorușe duble, deci vom avea o mulțire de 3 piciorușe duble în total. Firul de croșet, voi intra în următorul picioruș și voi face din nou un picioruș dublu singur, după care în următorul, pe partea cealaltă, vom face din nou cele 3 piciorușe duble. Astfel am realizat înmulțirea și pe partea cealaltă a lucrării. Iar în jos vom continua cu piciorușe duble. Să fiți atenți să nu săriți niciun picioruș și continuăm în felul acesta.
deja am început să formăm parte din spatea căciuliței. Continuăm cu piciorușe duble și ne vom reîntâlni la sfârșitul rândului. Am ajuns la sfârșitul rândului, după cum puteți observa, trebuie să mai lucrăm două piciorușe duble. În acest moment voi face un ochi de lanț, voi lua firul pe croșet, voi sări un picioruș de bază, voi intra în corespondența ultimului picioruș și voi face piciorușul dublu în felul acesta. După care repet cele patru ochiuri de lanț, firul pe croșet, întorc lucru și voi intra în corespondența primului picioruș dublu disponibil și voi continua cu piciorușe duble până la capătul rândului în corespondența înmulțirii. În corespondența înmulțirii ne vom reîntâlni pentru a continua. Am ajuns în corespondența primei înmulțiri. În corespondența celor trei piciorușe duble, noi vom face câte o înmulțire. Deci avem prima înmulțire, eu sper să se vadă ceea ce lucrăm, cea de-a doua înmulțire, cea de-a treia înmulțire, piciorușul dublu de pe mijloc, care îl vom lucra singur, deci piciorușul dublu în mijloc, și am ajuns în corespondența celei de-a doua înmulțiri pe partea cealaltă a căciuliței. Aici vom repeta cele trei înmulțiri. Una, două și cea de-a treia înmulțire. După care vom continua cu piciorușii duble până la sfârșitul rândului. Iar noi ne vom reîntâlni și vom continua lucrarea. Ajuns la sfârșitul rândului, după cum vedeți, am ajuns în corespondența spațiului liber, voi face din nou un ochi de lanț, firul pe croșet și voi intra în corespondența ultimului picioruș dublu, lucrând un picioruș dublu. Acum voi repeta cele patru ochiuri de lanț, firul pe croșet, întoarcem lucru și lucrăm piciorușe duble din nou până în corespondența înmulțirilor, iar acolo ne vom reîntâlni și vom continua lucrarea noastră. Am ajuns în corespondența punctului unde am început prima înmulțire, deci acum vom avea de lucrat 6 înmulțiri în corespondența primei înmulțiri. Sunt aici, am făcut prima, cea de-a doua înmulțire, cea de-a treia, cea de-a patra înmulțire, cea de-a cincea înmulțire și cea de-a șasea înmulțire. Nu uitați că pe mijloc avem piciorușul dublu simplu. În corespondența acestuia vom face un picioruș dublu simplu, după care, pe partea cealaltă, vom continua cu cele 6 înmulțiri. Deci avem prima, a doua, cea de-a treia înmulțire, cea de-a patra înmulțire, cea de-a cincea înmulțire,
și cea de-a șasea înmulțire. Din acest moment vom continua cu piciorușe duble până la sfârșitul rândului, iar noi ne vom reîntâlni pentru a continua lucrarea. Deci piciorușe duble simple. Ajuns la sfârșitul rândului, vom face din nou ochiul de lanț, firul pe croșet și vom închide rândul în corespondența ultimului picioruș dublu. Voi lucra din nou cele patru ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi întoarce rândul și lucrul, scuzați, și de această dată, pentru parcursul rândului, vom lucra piciorușe duble. Deci, de jur împrejur, vom face piciorușe duble, iar noi ne vom reîntâlni pentru a continua. Am ajuns la sfârșitul rândului, voi face ochiul de lanț și voi închide rândul în corespondența ultimului picioruș dublu. Din acest moment, eu voi face din nou cele patru ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi întoarce lucrul și în corespondența primului picioruș dublu voi face un picioruș dublu. De jur împrejur, în afara acestor două piciorușe duble care închid căciulița, deci începând cu primul de aici, de jur împrejur până aici, avem un număr de 48 de piciorușe duble. Acum noi vom începe modelul propriu-zis. Am lucrat primul picioruș dublu, cel de-al doilea și cel de-al treilea picioruș dublu. Aici avem trei piciorușe duble consecutive. Voi face trei ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi sări un picioruș dublu al doilea, voi intra în corespondența celui de-al treilea. În corespondența acestui al treilea picioruș, voi face trei piciorușe duble. Deci avem trei piciorușe duble. Vom continua. Lucrăm 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, firul pe croșet, din nou sărim 2 piciorușe de bază, intrăm în cel de-al treilea și vom lucra cele 3 piciorușe duble. Continuăm cu 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, firul pe croșet, sărim 2 piciorușe de bază, intrăm în cel de-al treilea și repetăm cele trei piciorușe duble. Astfel vom continua până la sfârșitul rândului, iar noi ne vom întâlni înainte de a închide acest rând. Deci vom lucra în acest mod. Am ajuns aproape la sfârșitul rândului. Eu am lucrat 14 astfel de rapoarte, să le numim, în care în corespondența unui picioruș dublu, am lucrat cele trei piciorușe duble. Ajuns în acest punct, ne-au rămas trei piciorușe duble consecutive. Acum voi face trei ochiuri de lanț și voi lucra cele trei piciorușe duble în mod normal. 1, 2, cel de-al treilea. Ochiul de lanț de separare, firul pe croșet și voi închide rândul cu picioruș dublu în corespondența ultimului picioruș dublu. Voi face cele 4 ochiuri de lanț, firul pe croșet și voi întoarce lucru. În corespondența celor 3 piciorușe duble de la începutul rândului voi face 3 piciorușe duble, 1, 2 și cel de-al treilea. Voi continua cu cele trei ochiuri de lanț, firul pe croșet. Sper că să se vadă. Acum avem grupul de trei piciorușe duble, corespondența celui picioruș dublu singur. Voi întoarce un pic lucru. Voi intra pe dedesubt în corespondența primului picioruș și voi lucra un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu și cel de-al treilea.
continui cu trei ochiuri de lanț. Firul pe croșet și voi trece la cel de-al doilea grup și din nou voi intra pe dedesubt, pe dedesubtul primului picioruș dublu și voi lucra cele trei piciorușe duble. Lucru foarte important este să nu încălecați piciorușile duble unul peste celălalt. Deci ele să se vadă în acest mod. Și voi continua din nou. Trei ochiuri de lanț și voi intra în următorul raport. În corespondența primului picioruș voi intra practic pe dedesubt și voi face primul picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu și cel de-al treilea picioruș dublu. În felul acesta vom continua până la sfârșitul rândului. Cam așa se va prezenta lucrarea noastră. Am lucrat și în corespondența ultimului raport, cele trei piciorușe duble. Voi continua cu trei ochiuri de lanț și cu cele trei piciorușe duble consecutive. 1, 2, cel de-al treilea, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet și voi închide rândul în corespondența ultimului picioruș dublu. Continui cu cele patru ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi întoarce lucrul. După cum puteți vedea, deja începe să se formeze modelul nostru. Deci, după ce am întors lucrul, lucrez cele trei piciorușe duble consecutive, 3, și continui cu trei ochiuri de lanț, firul pe croșet, și voi intra din nou în corespondență primului raport, în același mod. Deci intru pe dedesubt și voi face cele trei piciorușe duble. 2, cel de-al treilea, trei ochiuri de lanț și voi continua în corespondența următorului raport cu cele trei piciorușe duble. 1, 2, cel de-al treilea. Deci, practic, acesta este modelul. Trei ochiuri de lanț, în următorul raport continuăm cu cele trei piciorușe duble, intrăm pe dedesubt, facem 1, 2 și cel de-al treilea. Uitați-vă modul în care se prezintă lucrul. În felul acesta vom continua înainte și înapoi, iar noi ne vom reîntâlni. În modul în care v-am explicat modelul, eu am lucrat un total de 10 rânduri. Mi se răsturna aici. După cum vedeți, am lucrat un total de 10 rânduri. În felul acesta se prezintă modelul nostru. Acum voi continua. 1. Se întâmplă. 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Vom întoarce lucru, firul pe croșet și voi lucra cele 3 piciorușe duble consecutive. 1, 2, cel de-al treilea. Firul pe croșet, în corespondența celor trei ochiuri de lanț, voi intra și voi face un picioruș dublu. Firul pe croșet, acum voi intra în primul picioruș dublu și voi face picioruș dublu neterminat, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat, cel de-al treilea picioruș dublu neterminat, le voi închide împreună, deci cele trei piciorușe duble. Le voi închide împreună, voi închide
totul, după care continui, în corespondența ochilor de lanț, un picioruș dublu. Astfel vom face bata și vom intra în corespondența celor trei piciorușe duble, voi face trei piciorușe duble neterminate, le voi închide împreună. În felul acesta voi continua pe întreg parcursul rândului. Piciorușul dublu în corespondența ochiurilor de lanț, cele trei piciorușe duble neterminate, care apoi le voi închide împreună. Și mergem mai departe. Până la sfârșitul rândului vom lucra în acest mod. După cum vedeți, vom ajunge din nou la un număr de piciorușe duble care să ne ajute să închidem căciulița să nu stea largă și vom lucra singure. Ajunse la capătul rândului, în corespondența ultimilor trei ochiuri de lanț voi face piciorușul dublu, după care voi continua cu cele trei piciorușe duble consecutive, 1, 2 și cel de-al treilea, ochiul de lanț de separare, firul pe croșet și voi închide rândul ca de obicei în corespondența ultimului picioruș dublu. Acum din nou voi face 4 ochiuri de lanț, firul pe croșet, întorc lucrul și în corespondența fiecărui picioruș dublu voi face un picioruș dublu. În felul acesta ajungem aproape la sfârșitul lucrării noastre. Deci în corespondența fiecărui picioruș dublu, un picioruș dublu, nu? Să nu greșesc aici. Așa, unde am închis cele trei piciorușe. Și vom merge mai departe, singure. Așa se va prezenta, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul rândului cu piciorușele duble, voi face ochiul de lanț și voi închide rândul în corespondența ultimului picioruș dublu. Din acest moment, noi va trebui de jur împrejur să dăm siguranță lucrării și vom face pasul racului. Pentru cine nu știe, îl vom învăța astăzi. Voi lua firul pe croșet și voi face un ochi de lanț. Mă voi întoarce înapoi în corespondența acestui ochi de lanț. Voi intra cu croșetul exact ca și cum aș face un picioruș scurt. Acum am două fire pe croșet și le voi închide. După care voi intra în următorul. Deci vom face piciorușe scurte, dar nu înainte, ci lucrând înapoi. Vedeți? Întorcând următorul picioruș, am extras firul, am două fire pe croșet, le închid. Întorc înapoi, extrag firul, închid. În felul acesta vom lucra de jur împrejur, chiar și în corespondența acestor ochiuri de lanț. Deci pasul racului. Astfel mai învățăm un pas nou și uitați-vă modul în care iese lucrarea noastră. În corespondența fiecărui picioruș scurt. În momentul în care ați făcut 2-3 piciorușe în felul acesta, mâna va lucra singură. Veți vedea cât de ușor se lucrează și apoi aspectul este foarte plăcut. Deci vom continua singure. După ce am făcut pasul racului de jur împrejur, vom închide rândul tot cu pasul racului, vom scurta firul și îl vom ascunde.
Acum eu voi face felul acesta pentru a reuși să scurtez firul, dar nu-mi place cum se prezintă. Îl voi scurta aici. Capătul de fir îl vom ascunde așa cum spuneam. Felul acesta. Nu ne rămâne decât să facem un șnuruleț și să punem căciuliței noastre. Eu am făcut șnurul dublu. Aici se va ascunde apoi cu acul. Eu am făcut firul dublu, șnurul dublu, scuzați, de la lucrările de macrame. Șnurul dublu, șnurul simplu, de fapt, ar fi cel mai potrivit. Voi face 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, mă întorc în primul ochi de lanț, voi închide totul, după care voi întoarce, după cum vedeți, lucrul se prezintă în felul acesta, îl voi întoarce, voi intra cu croșetul în corespondența unuia dintre ochiurile de lanț. Am două fire pe croșet, le închid împreună, întorc lucrul din nou. Eu lucrez un pic mai larg aici să vă pot explica și voi intra cu croșetul în aceste două fire care se găsesc pe o parte, pentru că imediat le veți distinge aceste două fire. Ia uitați-vă, în momentul în care am închis aici și întorc lucrul, se văd deja, sunt în evidență. Voi intra cu croșetul, voi extrage firul de ață, voi închide, voi întoarce din nou, voi intra aici în primul fir, mi-intră cam greu, și în cel de-al doilea, vedeți, sunt două, nu mi-alunecă croșetul, nu mi-intră, așa, și din nou, după care întorc. Oricum, pe pagina canalului veți găsi modul în care se lucrează acest șnur, pentru că mi-aduc aminte, l-am făcut, cred că acum 2 ani, precum tortițe la un coșuleț, cu un fir care alunecă mult mai bine. Dacă doriți, puteți să faceți acesta. Dacă nu, faceți un fir care doriți dumneavoastră, puteți pune chiar și o pânglicuță. Eu am pregătit dinainte acest, uitați-vă, acest șnuruleț, modul în care v-am arătat. Am ajuns aici la o lungime care am considerat eu că este necesară. Când am ajuns aici, voi face închiderea, în ce mod, scurtez firul, iar cu croșetul voi trage acest capăt de fir în felul acesta și voi închide. Capetele de fir apoi le vom ascunde în interior, iar acest șnur noi îl vom introduce în aceste locuri, vedeți, la baza căciuliței noastre, și în felul acesta noi vom definitiva. Să puneți o agrafă să poată intra mult mai ușor, după care vom scurta și aceste capete de fire de la început. După ce am pus și șnurul, am tăiat capetele de fire, după cum vedeți, aceasta este căciulița. Eu sper să vă placă. Așa cum vă spuneam, modelul este un pic mai deosebit. Sper să
reușiți să lucrați, cazul în care nu reușiți să lucrați, puteți să-mi lăsați comentarii pe pagina canalului. Iar dacă v-a plăcut ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un comentariu, să lăsați un like, să distribuiți dacă doriți. Și mă despart de dumneavoastră cu aceleași cuvinte de totdeauna. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă iubesc. Vă doresc un an nou fericit, plin de tot ce este mai frumos în această lume. Și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana.